În această săptămână, polițiștii rutieri vor desfășura zilnic acțiuni pe raza județului Namț pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea cauzelor generatoare de evenimente nedorite. În acest context, polițiștii lansează un apel la conduită responsabilă în trafic. Vă reamintim faptul că la nivelul județului Neamț au fost înregistrate în primele 10 luni ale anului 100 de evenimente rutiere grave. Din nefericire, în urma acestor evenimente, 70 de persoane au fost rănite grav, iar 44 de persoane și-au pierdut viața. Responsabilitatea este cea mai eficientă metodă de prevenire a evenimentelor rutiere. Fie că vorbim de conducători auto, bicicliști, pietoni sau alți participanți la trafic, apelul nostru se referă la o conduită responsabilă și la respectarea regulilor rutiere. De exemplu, zilele trecute, polițiștii rutieri au depistat în trafic pe raza localităților Săbăoani, Gârcina sau Piatra Neamț, șoferi care au consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan sau care aveau permisul de conducere suspendat. Astfel de acțiuni pun în pericol atât siguranța șoferilor care le săvârșesc, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.